ați reușit să legați încă o victorie, un meci bun pentru voi în această seară. Cum a fost și pentru tine și pentru echipă? Ne bucurăm că am luat cele 3 puncte și sperăm să o ținem tot așa, să legăm cât mai multe victorii posibile. Și tu legi golurile. Gol la fiecare meci, chiar și dublă. Da, n-am un secret, mă pregătesc la antrenamente și mă aștept să greșească adversarul ca să dau gol. Totuși, cu faza ofensivă stați bine, să primiți în continuare goluri, relaxarea voastră sau... Nu știu, probabil că ne relaxăm puțin, dar vom lucra la antrenamente. Sunt sigur că vom remedia problema asta. V-a certat antrenorul că ați luat 2 goluri de la ultima clasată sau v-a felicitat pentru victorie? Nu, vom vorbi mâine sau până la ședința meciului. Dacă după meciul de la Vânătoarea v-a certat până la meciul cu Pirinceni? Da, ne-a certat, e normal. Am avut 3-0 și o echipă de Liga 3 n-a egalat. Normal să ne certe. Ianis, tu începi să ai tot mai multe minute, îți și iese jocul, simți că e sezonul tău cel mai bun de până acum? Nu cel mai bun, vreau să înscriu la fiecare meci și să reuși să luăm titlul ăsta, este obiectivul meu. Acum cu 18 puncte, mai relaxați un pic, simțiți că ați dat drumul la mutare în sfârșit? Nu, mai e mult până să fim relaxați. Abia în play-off, după ce vom câștiga titlul, atunci poți să fii relaxat. Până atunci trebuie să fim într-o presiune maximă. Te motivează concurența cu jucătorii de 5 stele din atacul lui FCSB? Nu, chiar mă ajută. Îmi pun pase și eu le fructific. Dar pentru tine care e postul preferat? Joci și atacant central, joci și bandă când e nevoie? Nu știu, unde decide mister, unde crede că unde îți place ție mai mult? Bandă sau vârf. Ai și un mic bandaj la picior, ce s-a întâmplat? Da, am avut o clinch cu un adversar și sperăm că nu e nimic grav și că mă voi antrena normal. Mulțumim!